Gradele spirituale se dau din planetă în planetă. Metoda învățării, întrebuințată în lumea noastră, este următoarea. Într-una din prelegeri se anunță anumite adevăruri. La întrunirea viitoare se repetă aceste adevăruri și la ele se mai adaugă altele. În viitoarele prelegeri se face un rezumat din cele spuse, la care se mai adaugă alte cunoștințe. Și așa, ca un cocoloș de zăpadă, cunoștințele se tot adună, se repetă și se întregesc. Populația acestui glob este formată din individualități de diferite vârste și evoluții spirituale. Duhurile tinere întrupate nu pot intra în legătură cu noi. Duhurile adulte întrupate, auzindu-ne sau citind despre noi, vor crede, dar superficial. Numai duhurile bătrâne întrupate ne cred și doresc legătura cu noi. Numai lor le destăinuim din lumile nevăzute. Evident, legătura cu noi și fenomenele produse de lumea noastră sunt rare, fiind numite de oameni paranormale. Va veni o vreme îndepărtată când evoluția acestui pământ, pe de o parte, și evoluția populației lui, pe de altă parte, va fi atât de avansată încât toată lumea va ști de noi, va crede în cele spuse de noi, iar fenomenele paranormale vor deveni cât se poate de normale. Se vor inventa aparate prin intermediul cărora ne veți vedea sau veți înregistra gândul nostru, producându-vă mirare, la fel cum predecesorii voștri s-au mirat de aparatul radio. Până atunci se comunică mici colo câte ceva sub formă de povești sau legende. Cei mai ridicați le cred, cei necoopți râd și le resping ca fiind irealități. Însă le vor crede în alte întrupări, când vor fi și ei mai pregătiți. Vântul ia semințele pământului și le împrăștie în toate părțile. Fii tu, dragul nostru frate, vântul ideilor noastre, semănându-le asemenea unor semințe în cele patru puncte cardinale. Unele vor cădea pe piatră și se vor usca, altele vor cădea printre buruienele preocupărilor omenești și vor fi înnăbușite, iar altele vor cădea în sufletele curate, pregătite și ca într-un pământ bun, vor încolți și vor da roade frumoase. Cei ce ne-au cunoscut în alte timpuri se organizau în secret și păstrau tainele noastre sub jurământ înfricoșător. Au trecut vremurile acelea de grozavă ignoranță. Acum s-a mai lărgit câmpul cunoscătorilor și moartea nu mai pândește pe imprudentul destăinuitor. Totuși, trebuie să se știe că dacă prin pălăvrăgeală nu-ți mai pierzi viața, vei suferi amarnic dacă ai răspândit neautorizat marile taine cerești. Pe tine care ai primit din cele mai sublime cunoștințe ale alcătuirii lumilor invizibile, te rugăm să le păstrezi cu sfințenie, pentru ca împreună cu cele comunicate în viitor să constituie un tot, din care să se vadă uriașa operă a slăvitului nostru, Tată Unic. Toate duhurile care au același grad de evoluție formează un grup mai mic numit fascie. Totalitatea fasciilor de diferite grade constituie un partid. Fiecare fascie își are programul său de lucru. La rândul lor și partidele au treptele lor ierarhice. Unul e mai sus, iar altul mai jos. Lumea duhurilor este alcătuită pe grade ierarhice. Un grad se obține după o viețuire de zeci de mii de ani pe o planetă. Am spus că pe pământ există patru grade de evoluție. Gradul duhurilor roșii, gradul duhurilor albastre, gradul duhurilor albe și gradul îngerilor. Evoluția dintr-un grad într-altul se face cu mare greutate.
Poți să faci școala sau stagiul pe mai multe planete și să nu poți trece dintr-un grad într-altul. Fiecare grad are mai multe subgrade sau trepte. Noi, duhurile albe, am venit albi pe pământ și am urcat în decursul celor aproape 26.000 de ani, una câte una din treptele superioare ale gradului nostru de albi. Tot așa au venit și duhurile roșii și duhurile albastre, iar cei vrednici dintre ei au urcat trepte numeroase ale gradului lor. Un duh roșu nu poate avansa pe nicio planetă până la gradul de duh alb. Evoluția se face treptat, căci duhul asimilează greu cunoștințele, încorporându-le și făcându-le una cu ființa sa. Trecerea dintr-o treaptă în alta se face în urma unui examen, trecut ca om întrupat și apreciat de superiorii partidului, din care face parte duhul. Studiile teoretice se fac mai mult în cer, iar practica pe pământ ca om trupesc. Dacă un duh liber sau întrupat a greșit, își va plăti greșeala, dar gradul nu îi se va lua. Nu va fi retrogradat pentru nimic în lume. Nici îngerii, nici guvernatorul planetar sau solar nu îi pot lua gradul, deoarece a fost dobândit prin vieți nenumărate, pline de suferințe sau merite, petrecute pe multe alte planete și a fost acordat de alți guvernatori solari și planetari de pe alte sisteme solare. Terminând stagiul celor 26.000 de ani ai Pământului și făcându-și sârguincios studiile, Duhul va primi la plecare un grad nou, acordat de guvernatorul nostru solar. Neîmplinindu-și datoria, Duhul nu absolvă cu bine școala acestei planete și drept pedeapsă nu îi se mai adaugă niciun alt grad peste cel avut. Aceasta e judecata cea mare și divină la care sunt supuse duhurile. Oricât aș abuza ca duh de liberul meu arbitru, acumulând greșeli peste greșeli, nu mi se poate lua ceea ce mi s-a dat în numele divinului meu tată. Luarea uneia din facultățile câștigate prin observațiile și practica vieții de duh uman în timpul peregrinărilor mele prin diferite planete, ar echivala cu uciderea mea. Ori nici măcar divinitatea creatoare nu și-a rezervat dreptul de a ucide un duh. Tatăl și-a rezervat numai plăcerea de a crea, decretând că nu va distruge nimic din creație. Tatăl Ceresc a comunicat cândva copiilor săi prin creație. Eu v-am creat, eu vă iubesc, vă ocrotesc, deci nu vă pot ucide. Dacă eu nu pot să vă distrug, liber sunteți să vă desființați voi din lumea duhurilor, deoarece eu am făcut legea înainte de a vă crea pe voi. Desființarea ca duh înseamnă întoarcerea noastră în nirvana sau sânul Creatorului, fără să terminăm școala Universului. Grele sunt legile Creatorului, dar oricât de grele ar fi, trebuie să ne supunem, căci numai supunerea determină ordinea și ea, la rândul ei, progresul. Există duhuri mai leneșe, mai neatente, cărora li se pare că viața este prea grea și legile sunt de fier. În disperarea lor strigă: Doamne, vreau să mă întorc la Tine, căci prea grea mi este povara legilor Tale. Nu mă mai simt în stare să termin vreodată școala celor patru universuri. Tatăl a îngăduit revenirea înainte de timp a celor învinși de legile sale, dar în acest caz ei își anulează tot ce au acumulat prin lungul calvar al vieților nesfârșite, trăite pe diferite corpuri cerești. Legile mele, spune tatăl, sunt făcute să dureze în vecii vecilor, dar nu pot împiedica revenirea voastră la mine înainte de vreme. Nu pot împiedica pe marii mei fii divini centrali ca, în interesul experiențelor atât de necesare pentru ei,
să facă transmutarea materiei de oriunde. Eu fac, fără să pot dizolva, deoarece legea mea mă oprește să desfac ceea ce am ordonat să se facă. Libertatea le-am dat să recheme, la vremea ei, materia pentru a o reface, perfecționa și trimite din nou în lume. Eu construiesc, dar nu pot dărâma. Cei construiți de mine sunt liberi să trăiască, dar nu sunt liberi să încalce legile mele. Dacă nu mai pot să se supună legilor, liberi sunt să revină în sânul meu. Eu nu pot distruge niciunul din sistemele existente, pentru că nu au fost construite de mine, ci de slujitorii mei, fiii mei, constructori divini din sfera mea. Orice materie se poate desface pentru a construi din nou, dar nu poate nimeni distrage un duh individualizat. La finele existenței acestui glob terestru se vor destrăma mineralele pământului în duhurile minerale din care au fost alcătuite, dar nu se va putea distruge niciunul din duhurile minerale, vegetale, animale sau umane. Duhurile minerale, conglomerate cu miliardele în mineralele pământului, nu au conștiința stării lor și ca atare nu pot protesta că li se strică soarta, starea în care sunt scufundate sau orânduite de creatorii divini. Duhurile vegetale, având o doză de inteligență, înțeleg menirea lor și atunci când sunt distruse trupurile lor, se pot revolta că sunt făcute să sufere, că li se strică mersul evolutiv. Duhul animalului, având o inteligență și mai vie, sentimentul durerii fiind și mai puternic decât la plante, protestează energic când trupul său e ucis, durerea și protestul său fiind transmise din treaptă în treaptă până la centrul creator. Cu toate acestea, cu toată vitregia vieții lor, duhurile vegetale și animale nu le trece prin gând ideea sinuciderii. Nici duhul mineral, nici cel vegetal sau animal nu doresc în cer fiind să revină în centrul de unde au pornit la învățătură, pentru că nu au posibilitatea de a se descuraja. Numai duhul uman, a cărui inteligență, memorie și voință e mai presus de a tuturor, disperă și declară că nu mai poate suferi rigorile legilor mereu încălcate de el. Duhul uman nu se sperie de dispariția individualității sale în nirvana, deoarece cunoaște axioma. Nimic nu se pierde în lume. Deci, știe că și acolo el va fi ceva. Entitatea spirituală nu mai poate ieși din sânul tatălui, ca să spună și altora cum e și ce se face acolo. Când îl va cuprinde dorul de a trăi iar în lume, ca duh îi se va împlini dorința. Dar în acest caz o va lua iar de la început, de la materia primă, trecând prin starea de fluid, gaz, lichid, mineral, etc. O serie lungă ce necesită atâtea sute de miliarde de veacuri, câte stele sunt pe cer. În acest scop, după ce Duhul va fi emis din capul și toracele Tatălui, fiii săi sublimi din mamar îi vor goli tot conținutul memoriei, reținându-i știința aflată în timpul cât a trăit în sfera cap. Din această cauză, fiii divini, culegători permanenți ai conținutului memorial al tuturor duhurilor din sfera centrală, au devenit cei mai mari inițiați, cei mai adânci cunoscători ai gândurilor și planurilor Tatălui Central. După ce Duhul s-a căit de fapta sa necugetată și dorește să revină în sferele create, îi se întunecă tot ce a aflat înainte, pe când fusese în lume, plus ce a văzut și auzit în sânul Tatălui, și acum Duh nou născut, ca în primul ceas al existenței sale de Duh, o ia pe drumul fără de sfârșit al învățării în veșnicie. Devine un Dumnezeu fără conținutul lui Dumnezeu, ridicându-se prin suferință la știința și puterea lui Dumnezeu. Fiul mamar care i-a luat acestui duh tot conținutul său memorial e un mare cunoscător.
Deși mare, deși puternic, deși atot știutor, fiul mamar este smerit și supus tatălui central. Acești fii sunt cu miliardele, dar niciunul nu spune ceea ce se petrece în tatăl, ce e în tatăl. Destăinuirea celor aflate echivalează cu o trădare, aducând distrugerea universului. Dar evoluția fiilor este atât de înaintată, conștiința lor atât de luminată de frumusețea operelor divine, încât ei nu îndrăznesc nici să gândească la o asemenea nelegiuire. Tatăl Ceresc s-a îngrădit de toate posibilitățile și a alcătuit astfel lucrurile, încât să afle imediat ce unul ar începe numai să gândească la o asemenea trădare, făcându-i cunoscut gândul. Divulgarea tainelor cerești este o faptă nespus de criminală, pentru că duhurile ar afla ceea ce nu trebuie să știe, tulburându-le grozav conștiința și producându-le o mâhnire de moarte și o suferință de nesuportat. Ele se vor îngrozi de miliardele de ani cât mai au de suferit, disperă de cât mai au de învățat și atunci ridică glas de protest ori blestem către cei ce i-au chemat la viață fără voia lor. Distrași și sufletește, cer revenirea în nirvana tatălui. Lucrul acesta este bine știut în lumea noastră albă și angelică și de aceea nu trebuie să spunem nimic înainte de vreme, înainte de timpul hotărât de evoluția cuiva. Să zicem că un duh a ajuns cu treapta sa evolutivă la numărul 20.001. Dacă eu, cunoscător al unor taine aflate prin munca mea sau de la profesorii mei îngeri, îi comunic acestui duh taine corespunzătoare gradului evolutiv al numărului 20.002, cunoscând aceste fapte noi, duhul va deveni un nenorocit. El își va da seama că, deși învață de mult, nu știe încă nimic. O amărăciune îi cuprinde sufletul și de la o vreme îi pare rău că a aflat aceste taine. Ba chiar mă va blestema că îi le-am destăinuit, mai ales că nu mi le ceruse. Din acest moment sunt un greșit și am datoria să repar această greșeală. Mi-am legat viața de a lui și trebuie să fac tot posibilul, prin mai multe întrupări, să-l ajut și să-l fac fericit, ca să-mi ierte greșeala și să-și uite nefericirea. Dacă eu, un duh alb, un mic duh față de uriașii gânditori și înfăptuitori din univers, pot produce atâta tulburare, destăinuirile strălucitoarelor lumini ale sferei mamar pot pricinui adevărate dezastre. O lege domnește în univers. Niciun duh inferior nu trebuie să știe tainele cunoscute de cel superior. Destăinuirea misterelor aduce, implicit, blestemul celor mici. În momentul de față, când îți dictezi aceste idei, casa ta e păzită de jur împrejur de un cordon de mii de duhuri albe, subalterne mie, împiedicând orice duh albastru sau roșu să se apropie și să ia cunoștință direct de la mine de cele ce-ți comunic. Noaptea, după ce v-ați eliberat de trupul adormit, și voi faceți la fel. Vă îngrădiți cu tăcerea și nu vorbiți decât ceea ce e permis. În cazul când, ca om, vei spune din marile taine ale cerului, să știi că e ordin dat ca oamenii care sunt întrupări ale unor duhuri roșii sau albastre să râdă cu ho-ho de tine și să te considere un om căruia i-a sărit un cerc de la doagele minții, un om care și-a pierdut judecata. Un duh roșu sau albastru întrupat, citind aceste rânduri, le va considera aberații și va zvârli cartea cât colo, socotind pierdut timpul afectat citirii acestor fantasmagorii. Toți oamenii a căror treaptă evolutivă nu le îngăduie să primească și să asimileze asemenea idei, te vor considera ori un șarlatan, ori unul care își bate joc de lume, considerând-o proastă.
Părerea lor e binevenită, căci altfel s-ar simți nefericiți și ai fi răspunzător de starea lor. Marele fiu divin, guvernatorul nostru solar, ar chema la tribunalul său trăimic pe duhul care a destăinuit taine cerești unui duh mai mic și i-ar spune: Tatăl nostru, nu ucide, tu ai distrus un spirit, căci el se va întoarce la centru, dar suferința lui vei avea parte și tu. Tatăl central te condamnă prin mine și de acum toată suflarea de duhuri nu te va mai considera om. De acum ești demon, adică duhul cel mai rău de pe pământ. Oriunde te vei duce, ucigașule de spirit, toți te vor ocoli. Să știi că nu te vei mai întrupa și de pe această planetă nu vei mai pleca până la dizoluția ei. Din acest moment, perispiritul demonizatului se va negri complet, având în dreptul ochilor două găuri ca para focului electric, dacă a fost un înger, sau două găuri albe, dacă a fost un duh alb. A căzut din gloria sa și a fost demonizat. De acum niciun duh, cât de umil ar fi, nu-i mai da, poate da niciun respect, chiar dacă a fost odată înger alb. El nu se mai poate întrupa, nici poate să meargă oriunde, până când într-o zi, disperat, demonizatul se va prezenta guvernatorului terestru, cerându-i iertare și dreptul de a se întoarce în nirvana tatălui central. Demonizarea se face numai în spațiu, în cer. Un caz asemănător s-a întâmplat și cu legendarul șarpe, care a dezvăluit lui Adam și Evei secretul tatălui. O poveste bună pentru copii, după felul cum a fost redată, nefiind permis să se spună mai mult la acea vreme neinițiaților. Domnul nostru Iisus ne recomandă mereu: aveți grijă să nu-mi stricați pe vreunul din cei mici ai mei, căci rău va fi de ei, dar mai rău va fi de voi. De oamenii care vor citi aceste rânduri nu mi-e frică, deoarece gardienii lor, dreptașii lor, au ordin sever să vegheze, făcându-i să nu înțeleagă, să nu le placă asemenea idei, socotindu-le născociri neroade. Dar ne este teamă de cei de la noi, de duhurile libere din spațiu, pentru că, văzând cine le spune, le vor lua în serios. Ei nu vor râde precum cei întrupați, căci vor ști că nu sunt basme, ci taine divine.